Episodul 4 din filmul Caracatița corupției la primărie. Astăzi candidatul la funcția de primar, Marcel Darie, a trecut la fapte. El a dat buzna în biroul viceprimarului Nistor Grozavu, pe care l-a acuzat până acum de corupție și i-a cerut să plece de la primărie. Nistor Grozavu a calificat comportamentul lui Darie drept lipsit de educație și a respins toate acuzațiile. Să ne explice de unde a luat Audi A8. Haideți toți să intrăm în cabinet. Bună ziua! Dar numele dumneavoastră? Numele dumneavoastră sunt? Samele. Sunt dumneavoastră, da? Da? Eu vă felicit pentru asta. Nu trebuie să mă felicitați. Domnul Grozavă a refuzat felicitarea mea. Da, apartament aveți pe strada 31 august? Dar de unde l-ați procurat? L-am făcut schimb. L-ați făcut schimb? Da. Uitați-vă în 2009 câte apartamente am avut eu. Da. Două apartamente? Da. L-ați schimbat pe unul de 300.000 de euro. Da. Vă cumpărați, vi-l vând acum aia? Dar cât costă? 300.000 de euro. După ce l-a acuzat de acte de corupție, Marcel Darie i-a cerut lui Nistor Grozavu să părăsească biroul. Oficial, vă declar corupt, vă învinuiesc de corupție și cer să părăsiți cabinetul respectiv, pentru că dumneavoastră nu mai sunteți viceprimar. Sau primar, ce crezi că eu sunt? Dar cine? Pus aici. Dar cine? Cine v-a pus? Este Consiliul Municipal. Consiliul v-a numit? Da. Sau primarul? Consiliul. Nu sunteți procuror, eu procurorul. Eu sunt candidat la funcție de primar. Da. Și de grabă să fiu primar aici. Nu strigați. Dar ce să fac? Vorbiți așa ca toți. Eu vorbesc de două săptămâni. Bine. E rău. E rău pentru că dumneavoastră nu recunoașteți. Viceprimarul spune că mașina sa costă doar 10.000 de euro și nu atât cât spune Darie. Domnul Darie, nu m-am născut odată cu dumneavoastră și până acum nu am stat. Degeaba zâmbește domnul Grozavu. Lupta crâncină, lupta adevărată, de-abia a început. Nu au lipsit nici acuzațiile la adresa soției lui Nistor Grozavu, care lucrează în primărie de 16 ani. Soția dumneavoastră ia bani. Este coruptă. Știți ce face? Nu ia 1.000 de euro. Câte 500 de lei de la oameni săraci și nevoiași. Ce-și face campania lui electorală după educația pe care o are, după așa crede cum face dumnealui, crede că fac toți acest lucru. Acuzațiile pe care vi le-a dus. Deci le resping totalmente. Într-un final, candidatul Partidului Legii și Dreptății a părăsit biroul lui Nistor Grozavu, promițând că luni va veni cu probe și va merge la procuratură. De când s-a înscris în cursa electorală, Marcel Darie a acuzat în repetate ori de corupție mai mulți angajați ai primăriei.